Salut internet! Am făcut iarăși ceea ce m-au sfătuit mulți influenceri să nu fac niciodată, adică v-am citit comentariile. Și uite așa mi-am dat seama că nu sunteți proști. Ok, majoritatea dintre voi nu sunt proști, pentru că am văzut și câteva comentarii scrise de niște oameni care păreau că au IQ mai mic decât media mea la BAC. Jeff, are you stupid? Mostly yes. Ce vreau să zic este că mă și bucură, dar mă și dezamăgește că am puțin proști pe canal. Mă bucură pentru că mă urmăresc niște tineri inteligenți și informați care înțeleg ce încerc să fac eu aici pe canalul ăsta. Dar mă dezamăgește pentru că, bă, dacă mă urmăreau toți proștii, îți dai seama câte milioane de vizualizări făceam? Mamă, câți abonați aveam? Bă, băiatule! Dar așa? Na, am și eu 200.000 pe care tocmai am împlinit și vă mulțumesc pentru asta! Da, așa, cu 100.000 pe fiecare clip, crezi că mă pot bate eu cu Vulpița, cu Jador sau cu Abi Talent? Da, am nicio șansă. Dar chiar ăștia trei oare de ce nu scot o piesă împreună? Mă rog, asta e treaba lor, facă ce-o vrea, facă ce știu fiecare, noi aici avem altă treabă și o să avem un clip foarte interesant azi. Acum, văzând că eu nu prea sunt prost, văzând că voi nu prea sunteți proști, am stat eu și m-am gândit și bă, noi chiar nu știm ce pierdem. Păi, să fii prost este genial și chestia asta are o grămadă de beneficii. Sunt sigur că 10 din 10 proști ar recomanda oricui să încerce măcar un an treaba asta. Nu există nicio pastă de dinți care să fie recomandată de 10 din 10 dentiști, dar să fii prost sunt sigur că ar fi recomandat de toată lumea. Așa că eu în clipul ăsta o să fac exact inversul a ceea ce face maica ta, care probabil mereu îți spune o grămadă de motive pentru care e bine să fii deștept, deci eu o să zic astăzi niște motive pentru care e bine să fii prost. Dar, înainte de acest lucru, trebuie să vă mărturisesc că am observat cu durere în suflet că vreo 70% dintre voi vă uitați la clipurile mele și nu vă abonați la canal. Nani? Iar acest lucru vreau să vă zic că mă întristează maxim. Așadar, dragii mei, dacă n-ați făcut-o deja, puteți să dați chiar acum subscribe și dacă activați și clopoțelul, trăiți ar ce iubești tu. Să moară familia mea dacă nu o să fii cel mai fericit din... Păi, ești câștigi la loto, practic, bă, băiatul meu. Și mai primești și notificare când postez ceva nou. Hai, te rog eu, nu fi de căcat. Ați dat? Da? Bun. Hai să începem atunci. Tu știi ce sunt alea griji? Bine, normal că știi, că te afli pe canalul meu, deci probabil ai gânduri în cap. Problema e că generația asta începe să aibă griji de la 10 ani. Și tot zic, Doamne, dar ce griji poți să ai tu dacă ești adolescent? Olei. Păi hai să vedem. Că nu te plac fetele și o să rămâi singurul virgin din facultatea ta, din biroul tău, din azilul tău de bătrân și, îmi pare rău să-ți spun, din cimitirul tău. Altă grijă de tineri. Oare o să iau bacul? Bine, dacă îți pui întrebarea asta înainte de al doilea semestru din clasa 12-a, sunt șanse mari să-l iei. Dacă nu, da, poți dai și în toamnă. Bine, acum dacă gândul cred că trebuia să învăț la bac îți apare între două probe de bac, cred că o să-ți placă Vulpița. Și bineînțeles, după aia grija ta o să fie oare în Spania sau în Italia să mă duc după bac. Tot ce pot să vă spun este că pe măsură ce timpul trece și voi creșteți, o să aveți tot mai multe griji, asta dacă nu sunteți proști. Scapă de griji. Proștii dorm cel mai bine noaptea pentru că ei nu au conceptul de griji. Ce încălzire globală, se numește vară și nu e nicio problemă că oricum vine iarna și vine răcirea globală. Ce foamete în lumea a treia, în primul rând ce înseamnă lumea a treia? Gen, după ce mori și ajungi pe lumea cealaltă? Sau cealantă? Ce e aia coronavirus? E fake, boss, sunt interese mari la mijloc, n-ai tu treabă, nu există. Bine, și proștii au griji că ei compensează cu altele, doar că îți mult mai scurte și mult mai mici. La modul ce facem dacă se retrage Vulpița din muzică, ce facem dacă nu mai dă PSD-ul făină la alegeri, sau vai de mine ce fac dacă se anulează puterea dragostei. Ideea e că dacă ești prost, nu te bântuie gândurile înainte de somn și adormi foarte repede. Plus că, în general, tu iei lucrurile așa cum vin ele și nu-ți faci 1000 de scenarii și 1000 de filme în legătură cu viața ta. Iar asta înseamnă un somn liniștit, o viață liniștită și subscribe la Rafaelo! Când ești prost, opiniile tale sunt exact ca munții de gunoaie din Ferentari, adică nu se formează, ci există. Pur și simplu apar și atât. Proștii nu află lucruri, ei știu lucruri. Când citesc câte o chestie de aia inventată, pe câte un grup de la dubios gen creștini împotriva științei, ei iau chestia aia ca pe un adevăr absolut pe care oricum ei îl știau dintotdeauna. Proștii nu știu ce s-alea dubii, fiindcă ei nu au dubii, ei au doar certitudini mai rezistente și mai tari decât piramidele. Piramide pe care le-au construit daci, evident. Am citit eu pe un grup de Facebook. Când ești prost, orice subiect are în capul tău un spațiu limitat de informație. Ca un floppy disk, dacă ești suficient de bătrân încât să știi ce e ăla.
Practic, tu știi câte prea puțin din orice subiect, dar acel prea puțin pentru tine este arhi-suficient încât să ai părere despre orice. De-aia proștii au o problemă cu argumentele împotriva a ceea ce cred ei. Pe un prost nu poți să-l convingi cu o discuție, pentru că nu există suficientă forță în univers încât să-l convingă pe ăla că n-are dreptate. Când ești prost, ai discuții doar de două feluri. Cu oameni care cred exact ceea ce crezi și tu și vă bucurați amândoi că aveți dreptate, sau cu oameni care cred altceva decât crezi tu și păi dă-i în morților, ce dracu, au ei dreptate, n-au ei dreptate, am eu dreptate, eu știu care e adevărul absolut, taci dracu. Și pentru că prostul nu e prost destul până nu ești prost și tu, un om prost mereu o să încerce să-i convingă pe aia din jurul lui că el are dreptate. E exact ca un câine care de fiecare dată când îți comanzi pizza și sună livratorul la ușă, latră din toți plămânii și face ca toți dracii ca să te convingă să nu deschizi că ăla sigur e un criminal în serie care îți omoare. Înainte să intri într-o discuție în contradictoriu cu unul care e prost, gândește-te la următorul lucru. E exact ca și cum ai încerca să-i explici opinia ta argumentată unui câine. Tu poți să-i explici cât vrei tu, el oricum o să latre aiurea și o să-i curgă bale pe covor. Și câinelui la fel. Știi vorba aia care spune că atunci când ești prost e ca și cum ai fi mort, fiindcă suferă doar cei din jurul tău. Ei bine, doi psihologi au descoperit o chestie despre care eu am mai vorbit, v-am mai spus de treaba asta. Dacă nu dați subscribe la canal, n-aveți de unde să știți. Efectul Dunning-Kruger, descoperit și denumit după cei doi psihologi, spune un lucru foarte interesant. Cu cât ești mai prost, cu atât te crezi mai deștept. Cum ar veni eu, pentru că n-am păr și pentru că n-am cum, cred despre mine că sunt foarte bun la pieptăna părul. Logic, nu? Mai pe înțelesul tuturor, efectul ăsta zice că tu, ca să-ți dai seama cât de varză ești la un domeniu, trebuie să ai câteva cunoștințe totuși despre el. Dar cum proștii n-au cunoștințe în niciun domeniu, practic se pricep la orice. Nobody knows this stuff better than me. Nobody knows more about taxes than I do. Nobody knows more about construction than I do. Nobody knows more about campaign finance than I do. Nobody knows consultants better than me. I know more about drones than anybody. Sunt unii oameni care prin buget înțeleg bani de țigări, băutură și păcănele, dar totodată își dau cu părerea despre ce ar trebui să facă statul cu bugetul țării. La fel, mai sunt unii care cred că dacă ei joacă fotbal o dată pe săptămână cu prietenii lor burtoși, în mod sigur dacă i-ar băga Real Madrid 10 minute pe teren, ar dărâma toate recordurile lui Cristiano Ronaldo. Despre asta e vorba. Cu cât știi mai puțin despre un domeniu, cu atât ai impresia că știi mai mult. De-aia proștii au părere despre orice. Și în general, dacă tu discuți despre un subiect cu un om care e mai pregătit decât tine și el vede lucrul ăsta, că tu bați câmpii, o să renunțe la discuția cu tine și tu o să crezi că ai tu dreptate. Deci paradoxul prostiei este exact ca în manele. Dacă plouă, nu mă plouă și dacă sunt prost, de fapt sunt foarte deștept. Când ești prost, un mare avantaj îl aduce faptul că niciodată nu o să fii singur și ești peste tot acasă. Și pentru că mama proștilor e mereu gravidă, frații și surorile tale există în număr atât de mare și cu atât de multe zerouri încât nici măcar nu știi să-l scrii, atât de prost ești. Pentru că proștii tind să se adune în grupuri, de aici și expresia proști dar mulți. Proștii de obicei se adună unul lângă alții. Aia care n-au neuronii chiar atât de odihniți tind să fie mai singuratici, tind să își vadă mai mult de treaba lor și nu prea au timp de a se aduna în grupuri pentru că au joburi. Acum, Doamne ferește, nu vreau să zic că peste tot unde sunt grupuri de oameni, oamenii aia sunt proști, dar contează foarte mult pentru ce se adună grupurile alea. Hai să vedem. Pe de o parte avem oameni care se adună în Piața Victoriei să protesteze împotriva maltratării justiției. Pe de altă parte avem oameni care se adună tot în Piața Victoriei ca să protesteze că îi obligă statul să poarte mască în pandemie. Acum, na, judecați voi care sunt care. Hai că vă mai dau una. Avem oameni care se adună să facă un grătar la iarbă verde. Dar avem și oameni care se adună să pârlească porcul în parcarea dintre două blocuri. La fel, tot grupuri de oameni, doar că diferă foarte mult IQ. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Alt lucru interesant la grupurile de proști este că ăia au o ierarhie cumva invers. Adică știi că, în general, pe cel mai deștept dintr-un loc sau pe cel mai pregătit dintr-un grup îl pui liderul. Ei, la proști e invers. Ăla cel mai prost dintre ei e liderul. Dar pentru informații adiționale în legătură cu acest punct de vedere, puteți să studiați structura unor partide politice din România. Vreți să mai fiu în continuare președintele vostru? Proștii sunt fericiți și în general, dar sunt și mai fericiți în cuplu. Pentru că, în primul rând, ei nu o să se schimbe niciodată. Dacă ești prost, niciodată nu o să auzi de la nevastă ta, nu mai ești bărbatul de care m-am îndrăgostit. Maxim o să-ți spună că s-a îndrăgostit de altul. Nu mă mai iubești. Practic, altul este bărbatul de care s-a îndrăgostit. Proștii sunt fericiți în cuplu, chiar garantat dacă amândoi sunt proști.
Și sunt șanse foarte mari să aibă și părinți proști și copii proști. Pentru că dacă sunt proști, s-ar putea să facă foarte mulți copii. Sunteți în momentul ăsta în casă? Suntem vreo 7 copii, am vreo 7 copii, 6 copii, 7 copii, 8, 9, 11, suntem vreo 9 inși. Câți stau în casă? Câte persoane? 9, 10, când sunt acasă mai mulți, sunt 12, 13, când suntem cu toții. Pentru că, așa cum ziceam mai devreme, ei nu-și fac griji. Ei nu se gândesc, bă, oare am cum să cresc copiii ăștia? Oare o să fiu un părinte bun? Oare e o idee bună să fac al 6-lea copil sau mi-ajunge o echipă de basket? Genul ăsta de întrebări nu sunt pentru tine dacă ești prost, pentru că oamenii proști nu-și fac griji, ei își fac copii. În concluzie, vreau să vă subliniez un lucru foarte important. Ăsta e un clip despre de ce e bine să fii prost și nu despre de ce e bine să nu fii deștept. Până la urmă, de multe ori nici n-alegi tu dacă ești prost sau deștept. Uneori genetica alege, alteori aleg părinții și se întâmplă chiar și situația materială a familiei în care te-ai născut să facă această alegere pentru tine. Pentru că e foarte greu să stai să citești când mori de foame. Now I'm depressed. Și exemplele alea pe care ți le dădeau ție părinții, că știi colegul ăla care moare de foame și chiar și așa învață la geografie? Nu există. Când mori de foame, ți-e foame. Nu înveți la geografie. Ideea e că nu trebuie să te lași păcălit de educație. Educația este importantă pentru a nu fi prost, dar nu e totul. La fel de bine poți să fii prost cu 3 masterate și 2 doctorate sau cu 8 clase. Nu ține neapărat doar de asta. Și chiar dacă în clipul ăsta v-am explicat care sunt lucrurile oarecum bune la a fi prost, fericire, împlinire, atingerea tuturor scopurilor, chestii de-astea mărunte, asta nu înseamnă că nu merită să încerci să nu fii prost. Trebuie doar să asculți, să citești, să înțelegi și să te adaptezi. Pentru că, de fapt, asta este adevărata inteligență, adaptarea. La fel cum a zis și Einstein, dacă e să judecăm un pește după abilitatea sa de a se urca în copaci, el va trăi toată viața crezând că e prost. Doar că, dragă Einstein, peștii s-au adaptat și acum pot să zboare. They are flying fish. A? Deci mai merge comparația. Oricum, ce vreau să spun cu treaba este în felul următor. Dacă ești mai puțin inteligent, universul tău va fi mai mic. Țelurile tale vor fi mai puțin mărețe și atunci vor fi mult mai ușor de atins. Normal că ești mai nefericit atunci când ești prost, pentru că vezi diverse posibilități, îți dorești mult mai multe alte lucruri, știi că există alte chestii și alte oportunități pe care le poți avea. Și de aia e mult mai dificil, dar e și mult mai frumos, trăiești într-o viață mult mai complexă și înțelegi lucrurile din jurul tău mult mai bine. Deci de aia zic, aveți grijă de creierul vostru, aveți grijă de mintea voastră și nu puneți accentul doar pe lucrurile astea fizice și pe toată non-cultura și non-valoarea care se promovează în momentele astea. Pentru că da, din păcate să recunoaștem, și pe internet și la televizor e plin de non-valori, plin de lucruri materiale, plin de bani și de femei și de zdrențe și de toate chestiile astea. Dar nu e doar despre asta vorba. E mai simplu să fii prost, dar nu de fiecare dată calea cea simplă e și calea cea bună. Hai, v-am pupat! Ne vedem data viitoare!